La Ordinul lui Vasile Blaga, membrii PDL din toată țara organizează mitinguri de protest împotriva prevederilor din legea bugetului de stat pe anul 2014. Numai că la Giurgiu, cei 340 de protestatari care au participat la mitingul autorizat nu știau nici ei foarte bine de ce protestează. Mai mult, marea majoritate a sloganilor nu vizau bugetul sau revendicări sociale, ci mai mult erau îndreptate împotriva senatorului PSD Nicolae Bădălău și a prefectului de Giurgiu, astfel că mulți dintre curioși s-au întrebat dacă nu este vorba de vreun miting îndreptat împotriva PSD și acesta destul de anemic ca număr de participanți, mai numeroase fiind forțele de ordine, dar și ca vehemență. De altfel, la fel de atipic a fost întreaga desfășurare a protestului, care a semnat mai degrabă cu un mini-marș cu cap de tras o prefectură. Nici vorbă de revendicări scrise care să fie depuse la cabinetul prefectului sau de o delegație care se întâlnească cu aceasta, așa cum se obișnuiește. Pentru ce suntem nemulțumiți? Pentru că inventăm taxe și impozite. Într-adevăr, din punctul ăsta de vedere, cu ghilimelele de rigoare, trebuie spus că, într-adevăr, guvernele din ultimii ani au fost foarte preocupate, foarte preocupate de munca lor. Și anume, aceea de a inventa taxe și impozite. Tu nu vezi că la ora actuală asta este singurul mod de a scoate bani. Nu se preocupă nimeni de faptul că din zi în zi apar mai mulți șomeri, mai mulți șomeri, mai mulți oameni care îi disponibilizează cu tare firmă, care a venit cu fanfare și cu trâmbițe și a anunțat că vor da românilor de muncă, locuri de muncă, nu știu câte salarii și nu știu ce. Și după 3, 4, 5 luni, 7 luni, când a trecut în derizoriu și nu s-au mai ocupat posturile de televiziune să îi urmărească, i-au dat în șomaj. Astăzi am văzut un protest, mie mi s-a părut foarte firav. De regulă, doleanțele celor care protestează sunt puse pe hârtie, sunt duse la prefect. Am văzut că nu ați avut asemenea doleanțe. Doleanțele sunt în gândul tuturor. Asta a fost un protest care preventiv, ca să-i prevină pe oameni, că pe cei de la guvernare, că în curând oamenii nu or să mai stea liniștiți, or să iasă în stradă poate cu miile, nu așa câțiva răzleț. Era și o zi de muncă și nu putea omul să plece de la... Eu am avut o grămadă de membri ai partidului care n-au putut să vină, că mai au munca aia de 6 ore, de 8 ore sau eu știu care o are el și nu poate să renunțe la aia. Că nimeni nu-i dă acasă copilului familiei să mănânce, decât el trebuie să ducă să producă bani ca să ducă acasă de mâncare, nu?